Un polițist intrat în anul 2020 în sistem a fost prins în flagrant în timp ce i-a cerut unui șofer toți banii pe care îi avea în portofel. Proaspăt absolvent al școlii de la Câmpina, acesta a luat șpagă de cel puțin 2 ori din momentul în care a ieșit pe funcție. Tânărul riscă până la 7 ani de închisoare plus interdicția de a mai profesa. Băiatul de 22 de ani anunța cu încântare anul trecut pe rețelele sociale că i s-a împlinit visul, acela de a deveni polițist. A fost încadrat la postul din comuna Târlugeni, județul Brașov, iar localnicii au prins drag de el. Într-o noapte, tânărul agent nu și-a mai terminat tura în trafic. Colegii de la Direcția Generală Anticorupție l-au prins în flagrant, luând 600 de lei mită de la un șofer. Se reclamate de un alt conducător auto care, ca să scape de amendă, susține că i-ar fi dat polițistului cărnuri și mezeluri în valoare de 600 de lei. Imediat ce a fost prins luând șpagă, procurorii l-au reținut și au cerut arestarea preventivă. Am considerat că o asemenea atitudine din partea unui organ de aplicare a legii prezintă un pericol public cert, deoarece creează impresia că este absolut normal să nu îți îndeplinești atribuțiile de serviciu și să solicitați bani și alte foloase, a declarat un reprezentant de la parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov. În urmă cu o săptămână, un alt polițist din Brașov a fost trimis în judecată pentru că ar fi luat mită de la 9 șoferi. În cazul lui, procurorii au dovedit că dacă oamenii nu aveau bani la ei, polițistul îi însoțea fie la bancomat, fie la serviciu sau chiar acasă pentru a încasa șpaga.